Așa. Bun găsit la cea de-a doua lecție în care vorbim despre ficat. Și aseară târziu am postat pe pagina de Facebook o melodie minunată, minunată, minunată. Nu știu dacă ați ascultat-o, dacă n-ați ascultat-o. E specială pentru echilibrarea energiei la nivelul ficatului și vă recomand din tot sufletul să o ascultați între 23, între ora 23 și ora 3 de dimineață. Bun, e aici la un comentariu, Daniela zice că a ascultat, la 3 când s-a trezit s-a terminat, am avut și vise un pic ciudate. Mulțumesc! Super! În fine, ideea e că odată, sigur, poate avea efecte, dar e recomandat și la fel și atunci când lucrăm pe energia, echilibrarea energiei ficatului, este recomandat să facem tratamentul, de exemplu, sau să facem exercițiile pe o anumită perioadă de timp. Și mai nou am citit despre anumiții chinezi care practică, fac tratamentul 12 zile la rând. Acum, primăvara, fix când se reglează energia ficatului, deci 12 zile la rând lucrează pe problemă pentru echilibrarea energiei și pe urmă următoarele 12 zile fac pauză. Și apoi se continuă în funcție de starea pacientului. Și mi s-a părut așa super, super interesant că am găsit această informație acum, chiar în primăvara aceasta și am pus-o în practică și mai împărtășesc cu voi ce mai puteți face pentru ficat și nu neapărat numai pentru ficat, ci pentru că noi suntem femei și femeile au un potențial fantastic de manifestare, okay? De manifestare, manifestarea vieții, abundenței în toate felurile și ce putem noi face pentru a ne hrăni această energie in, ok? Să ascultăm piese in care hrănesc inul, care hrănesc energia feminină și ca și o formă de terapie foarte plăcută, să ne luăm 5 minute seara înainte de culcare și să ne masăm piciorușele, tălpile picioarelor, că probabil majoritatea dintre voi știți, atunci când ne masăm tălpile picioarelor, facem masaj la întreg corpul fizic, la întreg interiorul corpului nostru. Și e așa, e o magie, e un răsfăț pentru corp, cu adevărat e un răsfăț, mai ales că gândiți-vă cât de des, la 24 din 24, corpul acesta lucrează pentru noi și cumva acum, primăvara, e perioada ideală pentru a-l echilibra și pentru a fi bine tot anul care urmează. Da, și vă faceți așa masajel câteva minute la piciorul stâng, câteva minute la piciorul drept. Mai puteți să mai vă băgați picioarele în apă călduță, în care puteți adăuga sare de Epsom și bicarbonat de sodiu. Puteți adăuga de asemenea și un strop de ulei esențial de lămâie, de exemplu, pentru detoxifiere. Și cu starea de Epsom, nu știu dacă ați mai folosit-o, cele care sunteți aici, dacă nu, eu vă recomand din tot sufletul, de două ori pe săptămână se folosește pentru corp. Și se cumpără ori de la magazinele bio, cele care sunteți de aici din Belgia, se cumpără de la Cruidvat, e un preț super bun. Sau de la magazinele bio, costă cam de două, trei ori mai mult la magazinele bio și e aceeași sare. Și pur și simplu vă puneți în mână, când vă faceți duș, puneți în mână și pe urmă vă dați pe tot corpul ca și cum v-ați face un gomaj și este absolut, absolut fantastic. De două ori pe săptămână se face lucrul acesta, ok? Bun. Bună, Cristina, bine ai venit! Da, și vă ziceam că e un mod foarte frumos de a ne mări această energie in, făcând acest exercițiu simplu, această formă de terapie seara, câteva minute, dar ne luăm 10 minute pentru noi și facem ori una, ori alta, ori ambele, ne băgăm mâinile, picioarele în acea apă călduță, apoi ni le scoatem rând pe rând și ne facem un pic de masaj pe talpă. Putem să ne facem masajul cu mâinile sau putem să ne facem masajul, nu știu dacă știți cum arată un stilou de acupunctură, dacă nu aveți, nu e nicio problemă, puteți să folosiți orice pix pe care îl aveți, capătul pixului sau de la creion puteți să folosiți
acolo unde este partea aceea cu gumă, da? Cu gumă de șters, pur și simplu luați partea aceea și apăsați pe toată talpa, pe întreaga talpă. Apăsați și în momentul în care vedeți că este ceva dureros, ok? Nu fugim de durere, că știu că așa am fost noi învățate, dar durerea nu face rău. Dacă durerea apare, este pentru că dorește să fie eliberată, așa că îi spunem bine ai venit acelei dureri și pur și simplu cu toată atenția, dar suntem conștiente în momentul în care apăsăm, suntem conștiente de durere, dar noi apăsăm pentru că dorim să, ca ea să se elibereze. Și apăsăm acolo primele, să zic, nu știu, câteva 20, 30, 40, 50 de secunde, poate să fie mai dureros, poate să fie chiar și o gâlmă acolo în interior, depinde. Apăsați cu încredere, veți vedea că dacă faceți procedura asta 12 zile la rând, bună Diana, bine ai venit! Dacă faceți 12 zile la rând procedura asta, veți vedea din a 3-a, 4-a, 5-a zi, indiferent cât de tare ar fi gâlma respectivă, se va înmuia. Și mi-amintesc acum vreo 2 ani, cred, când am făcut un program pe reflexoterapie, mi-amintesc că am văzut un video cum se lucrează, cum lucrează chinezii când fac masaj în talpă și wow, e ceva, e o explozie de fericire acolo în momentul în care terapeutul îi face masaj pacientului și pacientul nu mai poate de durere, pentru că chinezii sunt învățați să cumva să aprecieze lucrurile acestea, în timp ce noi, europenii, ne învățați așa, să mai mult să fugim de durerile astea. Dar ideea este că reacționăm cu inima deschisă în fața lor. Ok, le spunem bine ai venit, bine ai venit, din tot sufletul, bine ai venit. Bun. Bună Mary, bine ai venit. Bună mami, bine ai venit. Văd că e și 10, să știți că am zis câteva lucruri foarte frumoase până acum, așa că dacă vreți să vă uitați pe urmă la înregistrare, puteți să vă uitați, chiar merită, da, deci 12 zile la rând acum să faceți ce am zis, e cu adevărat o binecuvântare pentru corpul vostru, de ce? Pentru că pur și simplu, o secundă. Nu știu cum să opresc. Nu. Demande. Da, nu știu ce are. Secunda. Ok, bun. Sper să fie totul ok. Pur și simplu, făcând aceste exerciții 12 zile la rând, vă hrăniți energia in. Ok? Energia in, energia feminină și pur și simplu femeile, pentru că au acest potențial imens de manifestare, da? Mai ales dacă aveți un partener, acesta poate să manifeste foarte ușor, ok? Bogăția, abundența, mai ales când există un partener, da? Femeia făcând acest ritual, seara de seară, se relaxează, ok? Corpul se relaxează, se simte din ce în ce mai bine, din ce în ce mai calmă, din ce în ce mai prezentă în corpul ei fizic. Dormind cu un partener, având relații sexuale cu partenerul respectiv, am uitat să vă zic că ieri, ficatul se hrănește atunci când există o relație sexuală fericită, da? cu partenerul în care femeia este satisfăcută, bărbatul este satisfăcut. Ficatul e în extază, ok? Deci e hrănit ficatul în profunzime atunci când se întâmplă lucrul acesta. Așa, și dacă nu sunteți într-o relație acum, nu e nicio problemă, permiteți-vă să vă hrăniți această energie yin, pentru că universul acesta are căi nelimitate, ok, în privința abundenței. Pur și simplu, așa, abundența, să vă imaginați că e ceva, așa cum vă uitați la ocean, da, la mare, la marea cea mare, exact la fel să priviți și abundența. Întotdeauna este acolo din belșug pentru absolut orice avem nevoie. Niciodată nu cred că și-a făcut cineva griji că apa din mare s-ar putea termina vreodată. Nu, în niciun caz.
Legile abundenței sunt foarte clare și, practic, este necesar, da, să facem anumite, să știm cum să folosim banii într-un mod corect, ok? Pentru ca aceștia să vină din abundență în viața noastră, să vină și să plece din abundență, da. Cine a intrat pe urmă, să vă uitați și la piesa aceea pe care am postat-o pe Facebook, foarte frumoasă, și ați putea să o ascultați zilele astea dacă îmi faceți exerciții pe ficat, chiar e recomandat. Și acum, haideți să vedem ce facem în continuare. Am o carte foarte frumoasă. Așa, se vede acum. Cartea asta se numește Marele Dicționar al Bolilor și Afecțiunilor, Cauzele Subtile ale Îmbolnăvirii. Am primit-o de la Alina din Marea Britanie, o fată cu care lucrez minunată. Și vreau să vă citesc ce scrie și aici legat de ficat. Ficat, ficat. Bun. Cum ficatul are legătură cu critica, da, critica, critică, critică, furie, mânie, critică. Cum ficatul are legătură cu critica? Amintiți-vă doar de câte ori ați fost criticate. Ok. Abscesul la ficat indică o mare nemulțumire în viața persoanelor care experimentează probleme cu ficatul, care poate proveni din faptul că evenimentele nu se desfășoară așa cum vreau eu, da? Și punem accent pe acest așa cum vreau eu, ok? Pentru că așa cum vreau eu ține de ego, așa cum vrea Universul, așa cum vrea Dumnezeu, ține de iubirea infinită, care știe, cumva el vede toate piesele puzzle-ului, pe când ego-ul vede doar familia lui, ca să zic așa, sau, nu știu, își vede doar interesele lui, ca să spun așa, nu vede întregul, ok? Bun, îmi fac prea multe griji în anumite situații, bucuria și iubirea din viața mea sunt insuficiente. Și v-aș invita mult să vă gândiți ce lucruri din viața voastră, ce lucruri din viața voastră vă aduc bucurie și iubire, pentru că sunt esențiale, cumva. Noi, la nivelul băncii noastre, care se află în Dantian, da, sub nombril, avem nevoie să ne hrănim, să ne hrănim cu emoții, nu cu emoții, cu stări. Ok, aici am văzut că sunt emoții, dar nu e vorba de emoții, e vorba de stări. Ok, iubirea este o stare, bucuria este o stare. Practic, în starea respectivă este ceva de genul: eu sunt bine cu mine și nu am nevoie de validare din exterior ca eu să fiu bine cu mine. Vă dau un exemplu. Pentru un copil, de exemplu, care este bun la română și nu este bun la matematică, de exemplu, el nu are nicio problemă că nu este bun la matematică, chiar dacă mama și tatălui se supără pe el, reacționează într-un mod, să zic, care, în mod normal, i-a rănit sentimentele copilului. Evident că, de cele mai multe ori, copiii mici împrumută din reacțiile părinților și atunci începe o stimă de sine joasă, neiubire de sine și așa mai departe. Dar ideea este că omul respectiv, nu știu, copilul sau omul, în funcție de personalitatea fiecăruia, de vârsta fiecăruia, da, dacă știe că el este foarte bun pe un anumit domeniu, nu îl interesează că ceilalți din jur îi arată care îi sunt defectele. Okay? Și întotdeauna atunci când lucrez cu mame care au copii, întotdeauna le sfătuiesc să-și trimită copiii la meditații, la acele materii pe care copiii le adoră. Okay? Deci cumva este necesar să investim în ceea ce copiii adoră să facă și nu în lucrurile la care sunt mai puțin buni. Că e imposibil să te satisfacem în lumea asta pe toată lumea. Ce e cel mai important este să rămânem fideli sufletului nostru, pentru că el știe cel mai bine ce avem noi de făcut în lumea aceasta. Bun, am un prea plin de emoții, scrie aici, văd viața în negru, mă plâng de inactivitatea mea, mă încăpățânez să păstrez ceva sau pe cineva, când de fapt este vorba despre vechile mele gânduri. Și am vorbit cu o femeie foarte dragă cu care lucrez și la fel are o situație un pic
stresantă, să spun așa, și am spus, draga mea, gândește-te că ai 19 ani, da, și vrei, abia aștept să pleci de acasă, de lângă mama și de lângă tata, și există acea stare în interiorul tău de entuziasm, entuziasm. Evident, mama, tata, bunicii, rudele și așa mai departe îți vor spune întotdeauna că chiria costă atât, că totul este scump, că este mai greu să te descurci singur, că îți vei pregăti singur de mâncare și așa mai departe. Lucrurile acestea, într-adevăr, da, există dintr-un anumit punct de vedere, dar amintiți-vă vârsta aceea că lucrurile acestea nu sunt decât niște credințe limitative pe care entuziasmul nostru de la acea vârstă ne ajută să trecem peste ele. Dar avem curaj, majoritatea dintre noi au curaj la 18, 19, 20 de ani să plece de acasă. Și chiar dacă nu am fost învățați cum ar trebui să facem, să ne descurcăm, să învățăm pe parcurs, pentru că dorința de libertate este atât de mare, încât pur și simplu ne deschidem vieții. Spunem da vieții. Și este minunat, minunat acest entuziasm să nu ni-l pierdem, chiar dacă avem 30, 40, 50 de ani și așa mai departe. Și câteodată avem nevoie de alți oameni care să ne spună, hei, o secundă, bine ai venit, Daniela, hei, liniștește-te, calmează-te, simte acum în interiorul tău acest entuziasm și vei vedea că îți va fi mult mai ușor. Da, oamenii aceia care spun că e greu, că prețurile sunt mari, că și așa mai departe, într-adevăr, poate că lucrurile stau așa, dar întotdeauna există o soluție, întotdeauna. Iar soluția nu este să blamăm exteriorul, soluția este să intrăm în interiorul nostru și să vedem dacă acele credințe ale acelor oameni au cu adevărat, le dăm noi putere, da? Le alimentăm cu energia noastră sau nu. Ok? Întotdeauna va fi mult mai ușor și va însemna o neasumare a responsabilității să dăm vina pe exterior. E foarte ușor să se întâmple lucrurile acestea. E mult mai greu să mergi în interior, să recunoști că, într-adevăr, ai fost crescut într-un anumit fel, au fost anumite programe pe care le-ai luat, anumite lucruri karmice pe care le-ai avut de rezolvat, dar că, uite, acum a venit momentul să alegi, ori pe calea pe care ți-au arătat-o atâția înaintea ta, îți place, vezi, îți place sau nu îți place. Dacă nu îți place, dacă vrei altceva, atunci ai nevoie de un curaj să faci tu ceea ce știi că este corect să faci și să-i mai lași în pace pe ceilalți care pur și simplu au făcut ceea ce au crezut ei că e necesar a fi făcut. Dacă vrei să faci lucrurile diferit, atunci trebuie să muncești într-un mod diferit, inteligent și să faci curățenie în interiorul corpului tău. Ok? Și suntem din ce în ce mai învățați să facem lucrurile acestea. Am văzut că sunt din ce în ce mai mulți terapeuți care fac o mulțime de feluri de terapii și care încep să pună accentul pe interior. Și e minunat lucrul acesta. Este absolut minunat pentru că nu societatea este de vină, nu familia este de vină, nu șeful este de vină și așa mai departe. Toți aceștia sunt doar niște oglinzi care ne reflectă condiționările care noi am crescut. Dacă nu suntem de acord cu ele și dacă nu ne plac, atunci e cazul să le eliberăm și să facem ceea ce considerăm noi de cuvință că este corect pentru a trăi o viață mai echilibrată, mai frumoasă, mai plină de armonie, de bunăstare, de abundență și așa mai departe. Și citeam din cartea asta frumoasă despre ce înseamnă ficatul, de afecțiunile la ficat. Afecțiunea apărută la ficat este un mesaj pe care viața mi-l transmite pentru a accepta să-mi dezvolt flexibilitatea și deschiderea și pentru a mă determina să caut iubirea și înțelegerea de care am nevoie pentru a descoperi iubirea din mine. Ok? Accept să fiu activ, să-mi trăiesc pasiunile și să-mi îndeplinesc visele. Și pentru că am citit aici, accept să fiu activ, să știți că în medicina chinezească, un alt semn care ne spune dacă avem sau nu avem probleme cu ficatul este acesta. Dimineața când ne trezim, care este starea pe care o avem? Dacă starea este de cam mai stampat, cam mai dormi, atunci, da,
sunt dezechilibre la nivelul ficatului, dar dacă imediat simțim nevoia să ne ridicăm, să ne întindem, să facem un pic de sport, să intrăm practic în acțiune, atunci este un foarte bun semn, înseamnă că pe timpul nopții ficatul s-a regenerat foarte bine. Ok? Bun. Amintiți-vă de piesa aceea să o ascultați zilele acestea, noaptea, când dormiți. Bun. Deci accept să fiu activ, să-mi trăiesc pasiunile, să-mi îndeplinesc visele. Astfel întrețin mai mult viața din mine, am încredere în mine și în potențialul meu creator. Bun, apoi vorbește puțin despre consumul abuziv de alcool. Da, că celulele sunt distruse, sunt înlocuite cu țesut fibroz. Ok. Ciroza, de exemplu, apare la cineva care se simte forțat de viață, de evenimente, de situații care îl constrâng să avanseze. Deoarece mă simt împins împotriva voinței mele, mă opun și mă agăț de ideile mele. Simt ranchiună și agresivitate. Această boală reflectă furia mea, resentimentele față de viață, față de ceea ce mi se întâmplă. Sunt plin de agresivitate interioară latentă, mă culpabilizez frecvent deoarece am convingerea că mi-am ratat viața. Îmi petrec timpul învinovățindu-mă, criticându-i pe ceilalți. Amintiți-vă, totul e oglindă, când ne criticăm pe ceilalți, ne criticăm pe noi. Iar corpul are foarte mult de suferit atunci când există această critică. De aceea, fiți întotdeauna cei mai buni prieteni ai voștri. Mă înăspresc atât de tare încât nu mai văd lumina de la capătul tunelului. Mi-am pierdut spontaneitatea, îmi interzic și nu îndrăsnesc să fac lucrurile care îmi plac. În numele moralei, al regulilor sau pur și simplu al rutinei, rutină pe care am amplificat-o de-a lungul anilor și care mă ține închis în zona ei de confort. Nesiguranța mea este o mare și trăiesc o angoasă, la ce folosește să trăiesc? Merită să mă zbat pentru viața mea? Unele evenimente din trecut au lăsat urme adânci și rana mea este atât de mare încât nu pot fi deschis față de iubire, de teamă că voi suferi din nou. Mă reprim atât de tare încât am tendința de a evada în alcool. Viața ar fi putut fi atât de roz și eu o văd atât de neagră. Încrederea mea în mine s-a spulberat, mă las în voia soții, în pasivitate. Încerc să mă autodistrug, îmi resping viața sau ceea ce am devenit. Da, și se întâmplă deseori lucrul acesta, mai ales în familiile unde există anumite pretenții, ca să zic așa, copiii nu reușesc să le îndeplinească și se ajunge acolo sau eu știu dacă la un anumit moment există o anumită funcție și se decade din funcția respectivă și nu, omul respectiv nu mai reușește să ajungă niciodată acolo. Dar poate să aibă legătură și cu viața amoroasă. Okay? Practic, dacă nu e îndeplinire pe partea aceasta, dacă, de exemplu, mă părăsește, nu știu, să zicem, un bărbat este părăsit de o femeie pe care o iubește foarte mult, la fel poate să intre în acest program și e foarte greu de ieșit dacă nu există ajutor din exterior. Adică, da. Apoi. Spune că ficatul este recunoscut ca fiind sediul furiei și al criticii. Ficatul este legat de asemenea de comportamentul meu. Reprezintă ușurința mea de a mă adapta la evenimentele și situațiile din viața mea. Emoțiile negative pe care le simt, ură. Bună, Carmen, bine ai venit! Ură, supărare, gelozie, invidie, agresivitate afectează buna funcționare a ficatului. Ficatul are capacitatea de a acumula stresul și tensiunea interioară. În ficat se depun sentimentele amare, iritante, care nu au fost exprimate sau rezolvate. De aceea, când îmi curăț ficatul, energetic sau prin mijloace fiziologice, mă simt mai calmă, în contact cu mine însumi. Bun. Da, că poți să-ți pierzi calea sau direcția pe care trebuie să mergi. Și ei spun aici ca o formă de acceptare, de afirmație pozitivă, accept să acționez astfel încât să-mi dăruiască viața. Îmi asum responsabilitatea pentru gândurile mele și pentru gesturile mele și ale conștient să-mi concentrez atenția doar pe aspectele pozitive. Astfel voi dobândi un nou mod de a privi viața. Voi avea o deschidere mai mare și iubirea va circula mai ușor în interiorul și în jurul meu.
Da, minunat, minunat. Dacă o sunteți interesată, îmi spuneți și bună, Vic, dacă sunteți interesați, îmi spuneți și vă fac câteva fotografii la aceste la aceste imagini din cartea aceasta minunată. Ok. O să mă arăt pe care este. Am arătat-o. Asta. Stai. A, da, foarte O ai? interesantă. Nu, dar o să de multe ori am vrut să-mi o cumpăr. Am primit-o și eu de la Alina. E minunată. E minunată pentru orice ar fi. Bine, acum cam le știu. Adică, na, rar mi se întâmplă dacă îmi zice cineva care o pune acolo să nu mai știu ce. Dar, așa, legat de ficat, mi s-a părut că e foarte frumos explicat aici. Sunt câteva pagini, mai este destul de mult, ci chiar merită, sincer. Da, cei de reținut critica, judecata, lucrurile astea e întotdeauna ușor, da, să ne plângem. Și, mă rog, poate câteodată e și constructiv, că dacă te plângi și vezi că nu rezolvi nimic, că nu în felul acesta vine ajutorul plângându-te. La un moment dat ajută lucrul acesta să-ți asumi tu responsabilitatea, că până la urmă ceea ce trăim este responsabilitatea noastră, oricât de greu ar fi. Da, e vorba aceea că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce și această vorbe se aplică în absolut orice, dar nu ne dă niciodată mai mulți bani decât putem noi să acceptăm, decât putem noi să știm ce avem de făcut cu ei. Bună, Victoria! Bine ai venit! Să știi că am început de jumătate de oră și am zis lucruri foarte frumoase. Dacă ai timp să te uiți pe urmă, te invit. Bun, asta am citit din această carte minunată. Iar acum, hai să vedem. Facem câteva exerciții pentru ochi. Vreți să facem câteva exerciții pentru ochi? Da. Bun. Și ne dăm ochelarii jos, dacă avem ochelari. Și ne frecăm bine, 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 bine mâinile. Bine, 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 bine. Astfel încât ele să fie calde, calde, calde. Da? Aici, palmă, da? Să fie foarte caldă. Super, minunat, minunat, minunat. Și pur și simplu punem palmele, închidem ochii, da? Și punem așa frumos palmele pe ochi, cu ochii închiși, da? Și ne conectăm la această căldură care vine din interiorul palmelor noastre și ne deschidem înspre a accepta, ok? A accepta. Și vă rog să fiți un pic atente pe chakra sacrală, a doua, da? Vreo 2 centimetri sub nombril, sub buric. Fiți puțin atente dacă în momentul în care faceți exercițiul, hai să mai încălzim un pic palmele. Așa, frumos. Și le punem iarăși aici pe ochi și fiți atente dacă în momentul în care spuneți mă deschid, ok, primesc, primesc, mă deschid înspre a primi, ok, fiți atente dacă la nivelul chakrei sacrale a doua apare senzația de închidere. Ok? Dacă zona aceea se simte cumva închisă sau deschisă. Ok? Și hai să mai încălzim o parte. Și mai punem o dată mâinile pe ochi. Primim energie. Da, primim. Primim, primim. Și pur și simplu ne deschidem, ne relaxăm corpul și ochii din ce în ce mai mult înspre a primi, a primi. Puteți să repetați mental, da? Primesc vindecarea, da? Primesc vindecarea ficatului. Primesc abundența în viața mea. Inspirați și duceți aerul până jos, da? Umflați abdomenul și apoi expirați ușor și observați acolo la nivelul chakrei a doua dacă există această deschidere sau dacă este închis, ok? Hai să mai facem o dată, mi-a plăcut tare mult.
și îmi simt cea a doua din ce în ce mai deschisă. Prima oară am simțit-o ușor închisă, iar acum o simt din ce în ce mai deschisă. Deci, încălzim bine, 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 bine. Punem mâinile aici pe ochi, ne relaxăm. Respirăm, ducem aerul până în abdomen. Da? Și în momentul în care inspirăm, spunem primesc vindecarea ficatului. Primesc abundența în viața mea. Las energia să circule. Las abundența să circule. Super, minunat. Spuneți-mi cum a fost, dacă cum e abdomenul, cum e cehra a doua, e deschisă sau închisă? Ce a simțit? Eu simt nevoia mai de mult să mă duc la toaletă să fac pipi, dar o am pe Maria, dormi pe picioarele mele și Da. simt doar așa, ca și cum aș avea vezica plină, dar nu pot să-mi dau seama că simt închis sau deschis, nu am simțit, nu știu, Ok, atunci ceva anume. lasă pe Maria Și mă și duc și mergi fac la pipi. toaletă. Poate nu se trezește imediat, Nu mă duc. contează, și dacă se trezește, o să adormă pe urmă la loc. Fă ceea ce ai de făcut, ca și cum onorează-ți corpul, este o nevoie fiziologică, ok? E Da, esențial. mulțumesc. Corpul nostru trebuie, e ceva fantastic, e ca un templu, trebuie onorat. Dacă el ne dă semn, trebuie să mergi la toaletă, mergi la toaletă. La toaletă, îți e sete? Bea apă. Vrei să dormi? Odihnește-te. Eu cred că am simțit o ușoară durere. Jos, la cehra a doua? Ok, probabil că nu e deschisă sau că la persoanele care, de exemplu, nu au contact sexual, este necesar ca această ceahră, da, vă faceți voi mâinile așa, ok? Vă faceți mâinile așa și puneți mâinile acolo, la ceahra a doua, practic mai jos de nobril, ca și cum ați băga așa mâinile, iar în momentul în care inspirați, inspirați, iar când expirați, apăsați ușor acolo, apăsați, adică nu, chiar apăsați zdravă, astfel încât mâinile să intre acolo, în jos, bine? Pur și simplu să intre astfel încât să facă spațiu, să creeze spațiu aerului, să intre, să oxigeneze ce este acolo. Semnificația e mult mai profundă, sunt multe programe acolo, care în momentul în care primim oxigen, de aceea exercițiile de respirație sunt anumite exerciții de respirație care au un efect atât de puternic, terapeutic, pentru că oxigenul pur și simplu ne scapă de foarte, foarte multe tensiuni din corp. Cum a mai fost pentru voi? Ați simțit ceva la cea a doua sau nu? Și dacă n-ați simțit, puteți să spuneți, n-am simțit. Asta este, nu e nicio problemă. Ah, mulțumesc că m-ai trimis, ce bine! Bravo! Georgiana, vrei să spui ceva? Da, eu cred că am simțit ceva ca și cum ar fi niște bătăi de inimă. Cum sunt bătăile de inimă? Super, super, foarte bine, bravo! Ai simțit că te deschizi din ce în ce mai mult? Am simțit foarte lejer, nu foarte, dar am simțit. Și ca o Ok. căldură, ceva ca o căldură. Super, minunat, minunat, foarte bine. Acum, hai să continuăm. Și într-o aplicație, nu are acces la stoc, că nu, el debea trebuie. Bun. Acum, cu ochii noștri minunați, facem următorul exercițiu. Sus, ne uităm sus, ne uităm jos. Ok? O dată, de două ori, de trei ori, patru, cinci, șase, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și număr în minte. Acum facem până la 36.
Bun, am făcut de 36 de ori, acum invers, de jos în sus, tot de 36 de ori. Nu trebuie să numărați, număr eu și vă spun stop, ok? Super, închidem un pic ochișorii. Apoi, ne uităm de la stânga la dreapta, tot de 36 de ori. Super, închidem un pic ochișorii. Apoi invers de la dreapta la stânga de 36 de ori. Începem. Stop, închidem un pic ochii. Apoi, ne uităm din colțul din dreapta sus, în colțul din stânga jos. Ok? Tot de 36 de ori. Începem. Super, închidem ochii un pic. Iar apoi, din partea stângă, sus, ne uităm în partea dreaptă, jos. Tot de 36 de ori și începem. Super, închidem ochii un pic. Iar apoi, din partea dreaptă, pornim să ne rotim ochii, da, pur și simplu îi rotim în sensul ceasului, acelor de ceasornic, de 36 de ori. Bună, Gabi! Deci, din partea dreaptă, da, începem, ne rotim ochișorii în sensul acelor de ceasornic de 36 de ori. Începe.
Super, închidem ochișorii un pic. Iar apoi, din partea stângă, da, începem să rotim ochii în sensul invers al acelor de ceasornic, tot de 36 de ori. Începem. Super, închidem ochișorii un pic. Mâinile le încălzim. Se încălzesc mult mai repede acum, sunt deja calde. Le punem pe ochi. Ne relaxăm. Ochii se relaxează și simțim că atunci când ochii noștri se relaxează, ficatul nostru este relaxat, abdomenul nostru este relaxat. Și totul se simte minunat în interior. Când noi suntem acum în prezent și acceptăm ceea ce trăim la modul cel mai deplin, suntem cu atenția totală în interiorul corpului, totul este perfect. Și abdomenul este relaxat. Hai să mai hrănim un pic ficatul, mai încălzim palmele un pic. Ne mai așezăm pe ochișori. Și pur și simplu ne dăm voie să simțim această stare de relaxare până în ficat, să pur și simplu să ne hrănim ficatul cu această stare. Și ultima oară. Punem mâinile pe ochi și observăm dacă abdomenul nostru s-a deschis din ce în ce mai mult, dacă ducem aerul până în abdomen mai ușor, dacă aerul intră și iese mai ușor în abdomen, din abdomen, și dacă noi ne-am deschis din ce în ce mai mult, în a lăsa energia să circule, și ne deschidem fața abundenței. Minunat! Spuneți-mi, cum a fost? M-a plăcut, m-am simțit minunat. Felicia, nu am simțit, scrie Felicia. Cred că s-a referit la exercițiul anterior. Cum a fost? Mulțumesc! Minunat exercițiu cu ochii. Da? Cred că anul trecut ai mai făcut odată ceva exerciții. Am făcut, mi-amintesc, în zeta să facem, pe Z, să facem cu ochii. Și mereu vroiam să te întreb că am persoane în jur care au probleme cu ochii și zic, măi, știu că sunt exerciții de făcut ca să vă ajute. Și chiar pe mine mă ajută foarte mult. Din când în când făceam ce mi-aminteam. Eu cos oie și sunt pătrățelele foarte, foarte mici. Și atunci simțeam nevoia uneori să mă opresc și să-mi simt ochii, să închid și să fac puțin exerciții cu ei. Super, super, minunat, Și bravo! acum a fost super, doar că un pic, nu știu cât am reușit să țin pasul, că tu le-ai făcut destul de repede. Ah, ok. Că Sunt dacă... obișnuită să le Da, fac. exact. Și nu sunt antrenată, atunci nu știu dacă am reușit să fac de 36 de ori, că nu eram nici total atentă, că Ok. mai sunt aici. Dar ochiul stâng în colț, așa, parcă un pic îl simțeam mai greu. Dar, ok, după aia aerul acum la urmă circulă foarte bine, iese, intră ușor în abdomen, este minunat. Mulțumesc! Super, minunat. Mai ales că mulțumesc că m-ai trimis la toaletă. Cu drag. Ai fost îngerul meu.
Cum a mai fost, fetelor? Mie mi s-a părut foarte interesant, mai ales că dacă eu stau atât de mult la birou și Da. m-am gândit că exercițiile astea pot să le fac și când fac o pauză. Mă uit, eu am o grădină acolo verde, mă uit la ea și să nu zică că dau ochii peste cap. Da, așa e, îți hrănești ficatul, conștient, conștient. Mai ales acum, cam până pe 10-15 martie, cea mai bună perioadă să faci asta. Ok? Chiar merită ficatul atenția asta. Super, mersi frumos. Cu drag. A fost bine? Peti, obositor pentru ochii mei. Văd că porți ochelari. Ce dioptrii ai? Felicia, acum chiar dacă am reușit să fac după indicație, a apărut din mecanismul oarecare furie. Super! Bravo, 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 Felicia! Este minunat! Este minunat. Sărina, super, am căscat foarte mult. Ok, e minunat. Asta vreau să vă mai și să vă spun atunci când la început, în primele 10-15 minute, vă spuneam să vă puneți picerușele în apă caldă și să vă relaxați, ok? Să faceți un masaj în talpă. Ideea este că e necesar atunci când apăsați, de exemplu, pe punctele unde simțiți durere, foarte important să fiți prezente, pentru că la nivelul creierului pot să apară anumite conștientizări. Știi cum a zis aici Felicia, că a apărut din mecanismul oarecare furie. Practic, cumva, da, exercițiile care le-am făcut noi pentru ochi, au acționat direct, instant, asupra ficatului și ficatul a scos la suprafață furia. Exact la fel se întâmplă și în momentul în care apăsăm, de exemplu, în talpa piciorului, unde e problemă, să zicem, pe un anumit organ, nu contează care, da, poate să fie stomac, de exemplu, sau altceva, neapărat ficat, același lucru se întâmplă. Emoția respectivă iese la suprafață, ea se cere a fi eliberată. Cumva noi devenim conștienți că ea există acolo în interiorul nostru. Ce avem de făcut? Că mai spunea o fată dragă cu care am lucrat astăzi că are obiceiul ăsta să se trezească până la ora 3, cumva, când lucrează ficatul și că îi vin foarte multe gânduri. Și ce avem noi de făcut când vin gândurile astea și mai ales dacă nu ne lasă să dormim, pentru că amintiți-vă, pacea noastră este cea mai importantă și când spun pace, mă refer la iubirea de sine, mă refer la liniștea noastră interioară și exterioară, adică nu permitem cuiva să vină să ne debusoleze viața. Asta înseamnă să ai o iubire de sine profundă. E exact același lucru când te trezești noaptea și vine un gând care nu te mai lasă să dormi. Păi ce avem noi de făcut cu gândul acela? Dacă el a venit, se cere a fi conștientizat, ok? Mai ales dacă vine repetat, dacă nu ne lasă să dormim la ora X de ceva timp. Îi spunem bine ai venit, exact așa cum invităm o persoană la masă, o persoană dragă nouă. Poate că gândul respectiv e un strămoș de-al nostru care a fost băgat sub masă până acum. Strămoșul acela acum a ieșit sub forma unui gând la suprafață și cere a fi așezat la masă cu noi. Îl onorăm că a venit, onorăm gândul și îi spunem bine ai venit. De ce? Pentru că iubirea pentru noi este mai importantă, adică avem nevoie să rezolvăm ceea ce este a fi de rezolvat pentru liniștea noastră, pentru a putea dormi noaptea și a ne odihni corpul. Și atunci îi spunem bine ai venit gând. Ok, bine ai venit, te văd, acum nu te mai mușamalizez, nu te mai bag sub preș, nu mă mai facă nu te văd, nu mă facă, nu știu, că nu ești aici. Sau că ești atât de mic încât nu meriți atenția mea, pentru că o meriți, din moment ce ți-ai permis să mă trezești noaptea, este evident că meriți atenția mea și stai cu el. Și în momentul în care tu îi spui bine ai venit, îți deschizi inima din ce în ce mai mult asupra acelui gând. Până când ajungi să-i spui gândului, oricare ar fi el, te iubesc, ok? Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Da, zicem că e un gând, sunt furioasă pe șeful de la serviciu, habar n-am. Sau am de terminat nu știu ce proiect și nu știu dacă îl termin, sunt stresat. Bine ai venit, bine ai venit, bine ai venit, te iubesc, ok? Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. De ce? Amintiți-vă scala nivelelor de conștiință. Fiecare emoție se află la un anumit nivel de conștiință. Noi ne dorim ca gândurile acelea care nu ne lasă să dormim, care sunt de cele mai multe ori joase,
să fie văzute, da, și să le eliberăm prin iubire. Ok? Le aducem la un nivel de conștiință mai ridicat. În momentul în care se întâmplă lucrul acesta, noi spunem te iubesc, te iubesc, te iubesc, se întâmplă două lucruri. Ori gândul respectiv dispare instant, dacă a fost ceva ce ține de trecutul nostru, nu mai are nicio legătură cu momentul prezent, pur și simplu el dispare. Dacă gândul respectiv ne influențează încă viața prezentă și are o lecție pentru noi, are să ne transmită ceva, atunci în momentul respectiv noi vom primi alte gânduri care sunt conectate cu gândurile respective, astfel încât noi vom primi la nivelul creierului o conștientizare. Vom ști că avem ceva de făcut sau că o anumită situație nu este cea potrivită. Cea în care ne aflăm poate că nu este cea corectă. Ok? Vom ști așa foarte, foarte clar că avem ceva de echilibrat acolo. Și acesta este una dintre aceste două variante, este rolul acestor gânduri care ne perturbă somnul noaptea. Prin urmare, aceasta este varianta corectă, ok? Când vin aceste gânduri sau aceste stări, indiferent că ele vin pe parcursul nopții sau pe parcursul zilei, dacă observăm că ceva se tot repetă și se tot repetă, atunci poate că e momentul să-i dăm atenție, atenția cuvenită, atenția pe care o merită, pentru că el ori să se dizolve, da? Să ne lase în pace, să plece, da? Ca și cum o persoană ne tot deranjează, noi facem hoponopono pe persoana respectivă, și ea dispare din viața noastră, sau facem hoponopono și vedem care sunt lecțiile de învățat din acea relație cu acea persoană, ce ne transmite acea persoană, ce din persoana respectivă se află în noi și nu am băgat de seamă, n-am conștientizat sau am reprimat până acum, rezolvăm, da? Oferim locul cuvenit și pur și simplu situația se armonizează. Da, nu se întâmplă așa peste noapte, nu se întâmplă chiar instant, deși v-am zis ieri că se poate, în momentul în care rezolvăm blocajul, în 7 secunde el se armonizează, da? În 7 secunde apare vindecarea la nivelul corpului. Problema este cu vindecarea energetică că noi, ca și oameni, nu am fost învățați să onorăm această vindecare care vine și reintrăm în poveștile vechi. Ne întoarcem, de exemplu, la mediul acela toxic care continuă să ne afecteze. De ce? Pentru că nu am fost învățați, poate, sau nu știu cum, sau nu avem educație în a face ceea ce trebuie. Cumva, dacă eu știu, foarte mulți ani am trăit în inconștiență, este foarte greu, chiar dacă apare vindecarea la nivel energetic, este foarte greu să te desprinzi din mediul toxic. Foarte greu. De aceea, de cele mai multe ori, este nevoie de susținerea cuiva, unui terapeut foarte bun, care să ne ajute să rezolvăm situația pe toate cele 3 planuri, pentru că fără a rezolva situația pe cele 3 planuri, ne cam amăgim. Putem avea parte de succese, dar scurte. Bun, hai să vedem, vreau să vă mai arăt în seara aceasta, să vorbesc un pic despre meridianul ficatului. Hai să vă pun o fotografie aici frumoasă, hai să vedem, o vedeți? Foarte frumoasă fotografia asta. Practic sunt cele 14 puncte de pe meridianul ficatului. Și, scuze, am văzut că a scris Peti, pentru citit plus 2,5. Mulțumitor pentru ochii tăi. Stai mult la calculator, Peti. Ieri am spus, nu știu dacă ai fost, o dată la 1 și 20 de minute, e nevoie să facă pauză de la calculator și pur și simplu am făcut ieri un exercițiu, stai cu o plantă verde lângă tine sau te uiți pe fereastră dacă vezi copaci, iarbă verde și așa mai departe și îți încarci ficatul cu verde. De asemenea, te îmbraci în verde în perioada asta ca să-ți hrănești ficatul. Da, ficatul este deranjat de calculator în exces. Bun, în această fotografie foarte frumoasă vedem de unde începe meridianul ficatului, de jos, de la degetul mare. De aceea v-am întrebat ieri care este starea degetelor mari, da, ale unghiilor voastre. Foarte important și foarte ușor pentru a ne da seama cam care este starea ficatului. Bun. Și vedeți acolo punctul 1, punctul 2, punctul 3. Punctul 3 este, după părerea mea, unul dintre cel mai important, nu unul, aici cel mai important, de pe meridianul ficatului.
De ce? Pentru că pur și simplu disipează energia. Ok? Dacă există stagnare la nivelul ficatului, în momentul în care apăsăm pe acel punct, pur și simplu se simte durere. N-am întâlnit o singură persoană care să nu simtă durere în acel punct și să caut acum pe net mai exact unde e punctul 3 ca să apăsăm împreună pe el. Să vedem, să faceți. Deci, liver 3, foto. Am găsit o secundă. Să vă rog să vă luați un pix, ori capătul unui pix, ori o gumă de la un creion. Orice. Bun. A înțeles toată lumea unde se află punctul 3, acolo unde e roșu. Da. Super. Hai să apăsăm. Începem cu piciorul stâng. Cu piciorul stâng și pur și simplu apăsăm. Da? Practic un pic în față, înaintea celor două oase care se îmbină. Ok? Și apăsăm. Apăsăm, inspirăm. Da? În momentul în care apăsăm, inspirăm. Și în momentul în care iau creionul, iau pixul, expir pe gură. Ok? Deci, inspirăm. Apăsăm. Apăsăm profund, ok? Apăsăm profund, chiar dacă doare. Asta e, bine ai venit, bine ai venit. Ne deschidem în fața durerii, ok? Încă o dată. Da, păstrăm, atenția este toată în interior. Noi închidem ochii astfel încât să simțim ce ai de simțit. Și pur și simplu apăsăm, ținem apăsat un pic, în momentul în care ne ținem, să zic, 2 secunde respirația, după care pur și simplu eliberăm. Ok? S-a apăsat de 9 ori în total, ok? Până acum ați apăsat cam de 6 ori, aproximativ. Minunat. Foarte frumos. Apoi masăm un pic cu degetul acolo, ok? Și apoi ne punem șoseta dacă avem sau pur și simplu conștientizăm cum ne simțim. A fost dureros? Da. Pe o scară de la 1 la 10, cât de dureros? 6. Super. Hai, continuă în următoarele zile să-ți apeși, ok? Bine, mulțumesc. Cu drag. Cum a fost? Ce notă ați dat? Durerii. Pentru mine cu piciorul stâng e mai problemă, știi? Și a fost destul de dureros. Ca și chestia cu ochii. Deși organismul mi-l simt foarte ușurat și ok, ca un fulg pot să și spun, ochii mă dor foarte tare. M-au durut foarte tare la toate mișcările. Ambii și dreptul și stângul. Da, da. Ok, păi atunci e nevoie să-ți masezi punctul ăsta, adică în fiecare seară, și să spui tălpile în apă călduță, da, cu bicarbonat de sodiu, cu sare de Epsom, să-ți masezi talpa. Ce mai puteți face persoanele care au probleme cu ochii?
să își pună o eșarfă verde pe ochi ca să pur și simplu să hrănești ochiul cu verde. Ok. Asta în timpul somnului. Da, oricând. Nu știu, dacă dorm la prânz, de exemplu, într-o sâmbătă, Nu e într-o clar. duminică, sau seara înainte de Da. culcare, spui pe ochi astfel încât culoarea aceea să hrănească ochii. Ajută Mulțumesc. foarte mult, foarte, foarte mult. Mulțumesc. Da, și asta e dacă a durut, mai apasă, mai apasă, mai apasă în fiecare seară până când doare Da, din piept. doare. Doare și doare de multă vreme. Da, trebuie apăsat până când se duce. Nu știu de ce doare, de doare. Da. Trecem și la Eu? piciorul stâng, piciorul drept. Facem același lucru, ok? Hai să ne pregătim și apăsăm. Apăsăm, inspirăm. Și eliberăm. Super. Cum a fost? Am simțit așa ca o. Cred că pe tot meridianul care urcă de aici, nu ca un fior, ca ceva. Nu știu cum să Ca un explic. curent electric. Exact, că urcă din talpă și chiar îl simțeam așa că urcă. Minunat! Ți-ai deblocat bine, bravo! Foarte bine, Daniela! Păi l-am nimerit, cred că, cu pixul, punctul. Că dacă îl nimeresc, exact ca un curent, da, exact, așa îl simt și urcă. Exact aceeași senzație o ai atunci când faci eliberarea emoțională, nu apeși pe niciun punct, practic doar lucrezi pe eliberarea emoțională. Și instant simți în corp cum se eliberează meridianul respectiv. Bine, Wow. dacă știi că pe acolo trece meridianul, nu știu, pe care lucrezi tu programul. Dacă nu știi, asta e, nu știi. Pur și simplu simți că a fost ceva în corp. Dar dacă știi, atunci instant simți. La fel. Da, am fost la un terapeut acolo în zona noastră, la Vaslui, și el a studiat și mai multe agopunctură și tot felul de puncte și mai multe. El, când te duci, îți apasă, îi spui unde te doare și el apasă cu cotul sau cu degetul și ține pe punctul, dar până nu găsește punctul și exact la care te doare și până când nu se diminuează durerea, nu te lasă. Apasă în continuu. Ține câteva minute, Nu, da, poate. ține în continuu apăsat sau mai lasă? Da, mai lasă, mai mișcă, da. Dar vreau să zic că aici, între spete, da, unde este punctul vieții și a morții, acolo, în dreapta, eu aveam o durere. Wow, cred că era ceva blocat acolo, s-a acumulat foarte mult, nu știu. Și adică
curentul pe care îl simțeam, tot corpul când îmi apăsa, wow, era, și după aia mi-am dat voie să simt acea durere și am simțit-o până în vârful degetelor, tot corpul, că dacă mă împotriveam, mă durea și mai tare și probabil dumnealui simțea și atunci m-am lăsat și m-am lăsat și chiar îmi plăcea până la urmă acea energie și acel curent în corp. Super, super, minunat. Și după aia mi-a verificat și brațele și, într-adevăr, brațul stâng unde mă durea partea mai tare era un pic sărit, dar, sigur, de atunci nu am mai avut acea durere. A deblocat, cred că, foarte multe. Super, bravo, foarte bine. Mulțumesc! Să beți apă, apă călduță. A, mai am și eu o întrebare la exercițiul acesta. Eu la stângul am avut așa durere, dar la drept mai deloc. Ce înseamnă? Că Se întâmplă meridianul... chestia asta. De exemplu, dacă mergi la un acupunctor, o să-ți bagi ac doar într-un pe o parte, nu pe ambele. Nu contează, eliberarea are loc pe ambele. Super, Da, mersi. cu drag. Dacă vă mai uitați, văd aici că a scris Felicia 3 și Gabi 4, atunci apăsați în fiecare seară, până când nu mai doare deloc, până când nu mai simțiți nimic. Apoi, dacă ne uităm pe această planșă frumoasă, pe această imagine, mai vedem că sunt, da, până la 14, până la numărul 14 mai sunt câteva puncte. Veți vedea acolo în partea Luci, da? eu la dreptul am simțit o altfel de durere, adică, hai să mă exprim altcumva. La stângul am simțit o durere sau simt o durere amorțită. E posibil să fie de la proteză? Pe ce parte? Deci, durerile au fost diferite. Da. Și acum vorbesc strict de stângul. A fost o durere și este o durere amorțită. Dar tu știi că e de multă vreme și eu fac în fiecare seară ce tu m-ai învățat. Dar acum am simțit o durere. Am făcut comparație, că până acum n-am avut cum să fac această comparație, nefăcând exercițiu și la piciorul drept. Este o durere amorțită, dar această durere, eu în acel punct, sau pornind din acel punct, o simt și în timpul zilei, în timpul mersului. Poate fi de la proteză? Deci, repet, o durere amorțită. Păi proteza ta este la șold, nu-i așa? Da, dar este până la genunchi și este totală. Până la genunchi? Până la genunchi în exterior sau în interior? Nu, până la osul femural, adică până la genunchi. Pe partea exterioară, nu? Pe partea exterioară a piciorului, da. Nu, atunci nu are legătură. Dar atunci de la ce este? Ideea e că dacă vă uitați și în planșa asta, Scuză-mă, de la ce este? în partea asta, pe imaginea aceasta, vedeți că pe partea dreaptă este acțiunea Yang și pe partea stângă este strategia Yin. Cumva, la nivel emoțional, ele înseamnă lucruri diferite. Vedem la liver 3, dacă ne uităm la piciorul stâng, înseamnă că e nevoie de un adevăr profund în privința proiectului. Probabil direcției proiectului, direcția în viață. Iar la piciorul drept vedem că scrie ego mirror, da? Oglinda ego-ului. Acolo e ok, la dreptul e ok, la stângul e problemă, deși organismul eu mi-l simt interior foarte, foarte ok, foarte ușor, ca un fulg. Acesta este cuvântul potrivit. Ideea e că în momentul în care noi nu ne simțim, de fapt chinezii așa spun, că în momentul în care nu simți simt că cam ce m-am gândit. Bea un pic de apă.
Ai înghițit saliva? Mai eliberez și eu de la nivelul gâtului. Da, nu știu, eu așa zic. Adică ideea este că mintea noastră, da, până la nivelul 499 de pe scara nivelurilor de conștiință, mintea noastră e băgăreață. Că asta e, asta e rolul ei. Și vrea să știe, dar de ce e durerea asta acolo? Dar de ce acolo e diferit față de în partea cealaltă? Dar de ce la ședința asta am simțit diferit față de la ședința cealaltă? Pur și simplu, el vrea să găsească explicații, că asta e natura lui. Dar, de cele mai multe ori, nu e nevoie să aflăm atâtea detalii. Adică, cumva trebuie să ne permitem să trecem dincolo de această nevoie de explicații și de a accepta pur și simplu ceea ce se întâmplă. E ceva de genul, cineva îți spune, ăsta e exercițiul care trebuie făcut sau care e recomandat a fi făcut. E un exercițiu, de regulă, exercițiile cele mai simple sunt cele mai, au rezultatele cele mai bune. Da? Și tu ai încredere în omul acela, ai încredere în exercițiu și pur și simplu îl aplici. Zi de zi, seara de seară, îl aplici. E ca o regulă. E iubirea de sine. Îl faci, îl faci și ideea este că pur și simplu vezi. Astăzi, durerea e numărul 4. Da? Mâine, durerea e numărul 3. Poimine, durerea e numărul 2. Pe urmă, rămâne la 2 o anumită perioadă. De ce? Pentru că există atașamente acolo. Există avantaje în acea durere. Dacă creierul nostru nu ar percepe avantaje atunci când există o boală, păi el nu ar experimenta-o. Și dacă suntem onești cu noi, dacă stăm acolo să le scriem pe hârtie ca să le vedem, păi vom vedea, creierul nostru nu vrea să ni-l arate la început. A, păi cum, nu, sunt numai dezavantaje. Dar dacă stai, dacă ești deschis, onest, și stai să le scrii, păi sunt o mulțime de avantaje. Numărul de dezavantaje este egal cu numărul de avantaje. Numai că la nivel conștient, noi suntem conștienți de dezavantaje, dar la nivel profund, creierul nostru crede că este nevoie să experimentăm acea boală. Și despre asta este vorba. Cumva se creează un atașament acolo, rămâi la o anumită durere, cumva omul suferă destul de tare, durerea este atât de mare încât zice, mă, fac terapia, că chiar vreau să scap, după care n-ajunge poate la vindecarea deplină pentru că se blochează acolo, adică nu-și mai dă voie, nu-și dă voie să renunțe complet la boala respectivă. Cred că Hipocrate zicea chestia asta. Întreabă-l pe om dacă este dispus să renunțe la ce l-a îmbolnăvit ca să se facă bine. Altfel, degeaba, poți să-i dai luna de pe cer, că rezultatele pot să vină, dar pe termen scurt. Bun, și dacă ne uităm la fotografie, continuăm să ne uităm la fotografia respectivă, o să facem mai multe exerciții mâine, ok, vă promit, că acum văd că deja e și 16, dar hai să mai facem un exercițiu aici, da? Sub sâni, un pic mai mult. Un pic sub sâni, da? Pur și simplu ne batem așa, ne batem, ne batem, ne batem, ne batem. Frumos, Daniela. Și bravo. Și ne batem și simțim. Ok, e ceva acolo. E vreo durere care apare acolo. Dacă este, foarte bine, batem în continuare. Batem, 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 spunem bine ai venit acestei dureri. Bine ai venit, bine ai venit, bine ai venit, bine ai venit. Da, meridianul ficatului are de-a face cu funcția sexuală, are de-a face evident cu relațiile sexuale pe care le avem sau pe care le-am avut de-a lungul anilor. Ceea ce înseamnă că orice blocaj pe care n-am știut cum să-l tratăm la momentul respectiv, el trebuie să iasă la suprafață acum. Și îl onorăm! Îi spunem bine ai venit, bine ai venit, bine ai venit, dragul meu, bine ai venit, bine ai venit. N-am știut ce să fac cu tine atunci, pentru că aveam un anumit nivel de conștiință, poate, pentru că așa au fost circumstanțele, pentru că nu făceam atunci exerciții, pentru că am trăit în inconștiență, poate, asta e, asta ține de trecut. Acum, acesta este momentul prezent, fac exerciții pentru a mă vindeca, vreau să mă fac bine, vreau să trăiesc o viață mai echilibrată, vreau un partener minunat, vreau să mă simt bine din toate punctele de vedere, într-o relație și în special în relația cu mine, cu mine, da? Fiecare cu el. Și în momentul acela, universul aliniază lucrurile, îți aduce oamenii perfecți în viața ta, îți aduce
cursuri în care poți să-ți echilibrezi energiile, îți aduce, nu știu, evenimente, oamenii potriviți, îți aduce cărțile potrivite, îți aduce tot ce ai tu nevoie pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Doar că, da, e un proces, nu e ușor, ok? Că toți ne dorim cam același lucru, dar puțini reușim să ajungem să le îndeplinim. Cum e? Hai să, mă rog, dacă mai aveți nevoie, mai bateți. Cum e? Cum a durut? Iubesc acest exercițiu. Da. A Eu durut? încă continui, da, pentru că eu apăs pe cele 6 puncte care le-am învățat în programul de anul trecut Da. și când ajung aici, tot timpul îmi place. Atunci am bătut atât de mult că sub coastă, la un moment dat, eram și vânătă. Ai, ai, ai. Prima a durut, dar după aia n-a mai durut și acum, dacă nu fac câteva zile... Dar Da. azi dimineața am făcut și acum nu prea doare, doar că am simțit chiar în centru aici, în capul La pieptului. plexul solar? Cred că da, acolo. Ce ai simțit? Așa, ca oarecum ca o mică durere sau ca tot ca o energie ceva, o durere oarecum. Așa. Bine ai venit! Te iubesc, te Da, îmbrățișez, bine ai te venit! iubesc, ok. Da, Da! pentru că Iulia, care și tu ne-ai... Iulia Barbu, Da. da, m-am înscris în program și alinierea energetică și ea personaliza chakrele, unde acolo unde energia circulă mai puțin. Și mi-a zis că chakra 1 și 3, deci aici e chakra 3, da? Da. Ok, plexus oral și chakra 1. Rădăcină, sunt mai închise. Da, a zis că aici am de lucrat și mi-a trimis... bine, sunt de ascultat meditațiile. Da. Și cum zicea mama ta, scuză-mă că o să zic repede, prima tu vroiai să zici ceva, că chinezii... În medicina lor, atunci când ai ceva amorțit, înseamnă nu știu ce, dar n-ai mai continuat. Nu știu, nu-mi vine acum în minte, nu-mi amintesc. Când o parte este amorțită, înseamnă ceva. Pentru că eu de câțiva ani buni aici, partea asta, o simt amorțită la dreptul, în schimb eu, nu la stângul. Da, momente, când e mai amorțită, când mai dezamorțită. Acum o simt un pic amorțită. La Dar mine cred nu că tot are timpul. legătură cu gândurile și cu toate lucrurile, nu știu. La Eu mine pe nici într-un partea caz cu dreaptă. gândurile. La mine nu cu gândurile, nu. E o durere simțită, dar nu știu. Cum mi-am dat seama că e altcumva și e că e o chestie amorțită? Până acum am crezut că e ceva, o durere și atât. Se vede. În minunata carte, amorțeală scrie: amorțeala se caracterizează printr-o stare de insensibilitate, greutate, furnicături, care apare la un membru, iar uneori acesta nu poate fi mișcat. Amorțala fizică este efectul unei amorțeli mentale. Sufăr, sunt rănit. Îmi este atât de rău încât am hotărât să nu mai simt, să nu mai las energia să circule. Îmi amorțesc sentimentele. Mă retrag deoarece o parte din mine este rănită și nu vreau să o mai simt. Devin mai puțin sensibil. Devin inactiv față de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Este vorba despre o moarte parțială pentru a evita suferința. Aceste răni de cele mai multe ori sunt prezente din copilărie și s-au agravat de-a lungul timpului, iar acum le port ca pe o povară. Nu am învățat să mă iubesc și sunt închis față de iubire, în loc să împărtășesc această iubire și compasiunea mea. Este o formă de fugă. Ideea este că, noi suntem perfecțiune, suntem sănătate perfectă, suntem iubire perfectă, suntem abundență perfectă, suntem totul în cel mai perfect mod posibil. În momentul în care se întâmplă, apare furia asta sau când apare, nu știu, amorțeala sau când apare orice simptom, evident că există o dereglare pe toate planurile. E ceva de genul, nu, cumva, cel care ia decizii nu mai este această iubire de plină, da? Ci este, nu știu, poate rana aceea din copilărie. Ok? Rana aceea e la butoane și copilul ăla de 3 ani sau de 7 ani sau de 10 ani sau de 15 ani rănit atunci, vine la butoane. Și, practic, el manifestă aceste simptome. De aceea e necesar, când observăm
orice dereglare, că e la nivelul gândurilor, că e la nivelul simțurilor, că de orice natură ne luăm timp să o rezolvăm, o onorăm, o onorăm, o onorăm. Da? Noi avem 7 corpuri, corpul fizic e cel mai dens dintre ele și este ultimul în care apare simțirea aceea profundă, durerea aceea profundă, boala aceea, ok? Deci până să ajungă acolo, noi în principiu ar trebui să avem foarte multe semne în jurul nostru care să ne spună, hei, revină pe traiectorie, că ai luat-o razna. Trebuie doar să fim atente la viața noastră, la cât de fericiți suntem, să ne măsurăm în fiecare zi fericirea. Azi am fost fericit, păi dau nota aia. Bun, mâine ce notă au? Și dacă văd de la o zi la alta că notele sunt mici, păi atunci e cam clar că ar trebui să fac ceva cu viața mea, să schimb ceva cu viața mea, nu? Pentru că sinele este fericire deplină, este iubire deplină. Cât de mult din această iubire, cât de mult din această fericire, cât de mult din această abundență se află în viața mea acum? Păi puțin, mai mult, mai nu știu, ce cantitate în viața fiecăruia. Trebuie doar să fim onești noi cu noi și să ne dăm o notă sinceră, onestă, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place. Am luat-o pe un drum, poate că noi am crezut că ăla e drumul care ne va oferi toată fericirea și ne-am dat seama că de fapt era o iluzie, că nu există așa ceva. Fericirea vine dintotdeauna numai când suntem bine noi cu noi, când ne acceptăm toate părțile, și cele întunecate și cele frumoase. Doar atunci apare o armonie perfectă care se exprimă în viața noastră. În momentul în care te iubești, când există respect de sine, ai curaj să mergi în direcția ta, indiferent că poate să te blameze oricine, nu contează. Fericirea ta este mai presus de absolut orice. Nu este ceva greșit în lucrul acesta. Am fost noi învățați că e greșit să ne iubim pe noi, dar este cel mai bun lucru pe care îl putem face. Când noi suntem bine cu noi, toți cei din jurul nostru sunt bine. Iar ceilalți care doar vorbesc, dau din gură așa, fără să spună nimic concret, acei oameni oricum niciodată sau sunt la un nivel atât de jos, că ăsta este adevărul, adică, na, nu știu, momentul în care stai și cicălești și bârfești și evident că nu te interesează creșterea ta. Poți face lucrul acesta cu un terapeut, da? Poți face lucrul acesta cu un foarte bun prieten, tocmai din ideea de a-ți vedea gândurile care sunt și pentru a te corecta, pentru a o lua pe calea corectă. Ok? În momentul în care o iei pe calea corectă, tu ești bine cu tine și totul în jurul tău se aliniază și lucrează pentru tine. Vin oameni la tine potriviți, diferiți față de tot ce ai trăit până acum. Și nu e rău lucrul acesta. Pur și simplu, te aliniezi la o altă frecvență. Așa cum, nu știu, rar vom vedea un om care are un serviciu care unde de-abia câștigă de pe o zi pe alta, rar îl vom vedea prieten cu cineva care are o afacere înfloritoare. Noi vedem la suprafață doi oameni complet diferiți din punct de vedere al câștigului, dar în spatele acestui lucru, păi se află diferențe enorme între cei doi. Enorme! Enorme! Pur și simplu, omul acela care a ajuns conștient să câștige o anumită sumă de bani a făcut eforturi fantastice. A lucrat zi de zi cu el ca să ajungă acolo, a depus un anumit efort, a investit, a folosit viața asta pentru ceva. La fel și când lucrăm pe vindecare, exact același lucru. O persoană care lucrează cu ea zi de zi se respectă. Nu mai acceptă oamenii inconștienți în jurul său. Asta este sigur. Nu, e rău, e bine. Păi, nu știu, e cam normal, nu? Adică, asta e viața. Da. Cam asta am făcut în seara aceasta. Sper că a fost frumos, că au fost frumoase exercițiile care le-am pregătit și mâine seara avem exerciții și mai frumoase sau la fel de frumoase. Văd Felicia, zice, mâinile nu vreau să lovească, însă am continuat. Foarte bine, minunat, minunat, minunat. Poți să te mai atingi pe aici, prin zona sânilor. Vom vedea mâine, facem și alte exerciții și pur și simplu, dacă doare, lasă să iasă la suprafață conștientizarea. Poate acum 20 de ani ai avut o relație cu X și n-a fost ce ți-ai dorit.
pur și simplu, n-ai simțit acolo niciun fel de plăcere, nu era nimic între voi doi, nu era nicio chimie, nu era nicio atractivitate, nu, pur și simplu așa a fost să fie atunci. Dă-i drumul acelei relații să plece, eliberează-o din interiorul tău, pentru că în corp păstrăm tot, păstrăm absolut tot. Păi de ce să mai păstrez eu relația pe care am avut-o acum 50 de ani? Ce folos să-mi aduce mie energia aceea stagnantă în interiorul meu? Niciunul. Îi dau voie cu brațele deschise să plece. Îi spun: te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te văd, te onorez. Ai stat în mine atât de mult timp, acum, dacă vrei, este momentul să pleci. Dar nu-i spunem noi: ok, pleacă. Nu, ne portăm la fel ca și cu un prieten, da? Îl lăsăm la masă, îi oferim cele mai bune gustări, adică îi oferim iubirea noastră, dar deschiderea noastră, pentru a vedea care e problema, ce problemă are. El spune care e problema, după care, în mod firesc, se cam încheie discuția. Tu știi ce ai de făcut, dacă ai ceva de făcut, de conștientizat, de schimbat, iar el știe ce are de făcut, adică să plece. Și asta e tot. E atât de simplu. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult și ne vedem mâine seară. Vă Și pup! noi. Mulțumesc, Mulțumim. vă îmbrățișez, mulțumesc mult, mult, mult. Seară Pa, bună! pa. Seară bună tuturor.